fix aici, în mijlocul pădurii, pe drumul ăsta care traversează pădurea Radovan, se întâmplă foarte, foarte multe accidente grave și foarte mulți oameni mor aici. Și ca să se răzbune că nu l-a ales pe el, cu o seară înainte de nuntă, a prins-o, a violat-o, a lăsat-o gravidă. Liana s-ar fi aruncat într-o fântână de la marginea pădurii și de atunci încă își așteaptă iubitul îmbrăcat în rochie de mireasă. Deci, practic, asta este fântâna unde se spune că s-a sinucis mireasa din Radovan sau că a fost ucisă cu sânge rece. Haideți să vedem ce e înăuntru. Hei, eu sunt Matrei și astăzi facem un nou vlog. Unde credeți că plecăm azi? La pădurea Radovan. Știu că ați așteptat foarte mult clipul ăsta, așa că nu uitați să băgați chiar acum un like și un comentariu, un share, un follow, băieților. Astăzi suntem cu Teo mobilul, încă e jegos, din păcate. Ne-am oprit repede la OMV să ne facem proviziile și chiar acum ne îndreptăm spre Craiova, pentru că este un drum de cam 3 ore jumate până în pădurea Radovan. Și da, să sperăm că ne mai întoarcem via acasă, să sperăm că nu dăm de mireasă. O să vă spun eu povestea din pădurea Radovan mai târziu, însă tot ce trebuie să știți acum e că acea mireasă moartă li se arată celor necăsătoriți. Toți adică trei suntem necăsătoriți, așa că... Eu am și doi copii acasă. Da? E ok. Bun, hai că ne urcăm în mașină și ne vedem de pe drum. O oră jumate mai târziu ne-am oprit aici la un popas și Teo este în habitatul lui. Are un ciulim cu el. Da, am găsit aici ceva foarte interesant, cred. E un fel de popas, nu știu, este un drum. Bă, era să-l calc pe ăsta micu. Hai să intrăm aici. Hai să intrăm aici. Și el să apară în vlog. Va fi ceva interesant pe aici? Mamă, stai așa. Acolo în partea aia sunt niște avioane în paragină. Bă, uite-l mă, bă, cuțu. Mai avem cam 50 de minute până în Craiova, mergem și noi să mâncăm, mergem prin mall, vedem, mai pierdem timpul și la ora 00 mergem în pădurea Radovan să vedem dacă ne apare mireasa în cale sau nu. Bă, dar eu acum am observat, acolo e o rulotă aici de munc, poate... Bă! E sigur că nu e cineva acolo? Bă, noi chiar intrăm pe acolo și ce credeți, omul și-a lăsat mașina cu motorul pornit în partea aia. Hai că o mai găsim dacă e. Hai că nu ieșim noi des din București, dar și când ieșim... Ne urcăm pe avioane. Ai reușit, mă? Așa vreau poză. Acolo? Hai. Da. Hai că-i trag o poză pentru Instagram, nu uitați să-i băgați un follow. Doar dacă vreți. Dacă vreți, dacă nu, dați-i un dislike. Hai că am făcut și poze, acum dă-te jos. Bă, de urcat am urcat ușor, dar de coborât, cred că rămân aici. Intră în mod avion. Hai te mă arunc. Stai mă așa. Stai mă, băi. Ce? Da, mă, stai, dăm drumul, dă-mă drumul, cadă aici. E drag salvatorul să mai am brațe sa astea. Bun, hai că am făcut poze și la avion. Ia, și aici vrei, mă? Da, vreau face încă una. Ședință foto, și mai vreau una acolo. Acolo, la bordă. Haide. Bun, hai că am dat și de avioane. Hai să ne întoarcem acum la mașină, dacă o mai găsim. Că omul a lăsat-o pornită și cu cheia nouă. Băi, sper că apreciați tot efortul ăsta și tot drumul de 3 ore până la Craiova ca să filmăm în pădurea Radovan. Bine, 4 ore cu tot copriri, cu toate nebuniile. După cum am zis, acum mergem în mall să mâncăm ceva, că sunt rupt de foame. Ne mai învârtim prin mall, vedem pe unde mai oprim la un parc ceva. Să bem ceva și după, la ora 12 noaptea, ne vedem din pădurea Radovan. Dacă ne-am luat și de mâncare, ia zi, mă. Fără să mă întreb, câte calorii avem acolo? Tu ai mai multe. Tu te-ai făcut baie în sos în astea. Lasă-mă, ce contează? Ai, ai o mie. Ți-ai luat salată, salată, nu? Da. Eu tot pe ăsta ce bag acolo. 2 hours later. Hai că doar ce-am terminat masa, foarte frumos aici în Craiova, cum au făcut băieții la noi în București, cam o sărăcie anul ăsta. Hai bă, nu mai exagera, că e frumos, da, și la noi. Nu. Dar e. Nu e cu mingi cu astea. Da. One eternity later. Băieți, este ora 11:56 de minute. Am ajuns în pădurea Radovan, sau cel puțin acum trebuie să intrăm. După cum puteți vedea chiar acum pe Waze, spune că ajungem în pădure la ora 12:01. Teo aici pe zonă e speriat pentru că doar ce ne-am întâlnit cu un sătean de pe aici, am greșit pădurea. Prima oară am ajuns în satul Radovan și ne-a spus că nu aici găsim mireasa sau practic că nu acolo este pădurea Radovan. Noi am ajuns în lunga Radovan, dacă sunteți din zonă probabil știți. Și fix acum suntem în mijlocul pădurii, căutăm o intrare. Ne-a speriat o babă, a zis că dăm de nu știu ce șacal, nu știu ce specie. Da, mă, frate. Că ne batem cu animale pe aici. Ne-a zis o babă că dăm de șacali, mă, frate, șacali. După l-am dat pe la Dugnea
țui, că ne vorbea el de mirese și de... Fix aici, în mijlocul pădurii, pe drumul ăsta care traversează pădurea Radovan, se întâmplă foarte, foarte multe accidente grave și foarte mulți oameni mor aici. Se zice că mireasa ar sări în fața unor mașini și, practic... Sinucigașa mireasa asta. Da, sinucigașa. Altceva. Mireasa moartă vrea să se mai omoare odată. Încercăm să găsim intrarea în pădure și ne vedem de acolo. Teo o să-și parcheze mașina pe undeva, pe aici, pe stânga, pe dreapta. Cred că o lasă în mijlocul drumului, ce... Să sperăm că o mai găsim. Ce mai complic. Da. Băi, pare foarte horror pe aici, adică... Na. Hai, hai că vedem ce facem. Hai de repede, 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 până nu vin ăștia. Traversăm ilegal pe aici. Bam. Băieți, într-un final s-a făcut și 12 noaptea, e moarte de frică, cred că se observă. Suntem în pădurea Radovan și haide să vă citesc eu repede povestea, sau mai bine zis mitul, cu mireasa din pădurea Radovan. Cum intri pe Google, dacă ai scris pădurea Radovan, găsești direct legenda fantomei din pădurea Radovan, din județul Dolj, mireasa din Radovan se răzbună pe cei vii după lăsarea întunericului. Localnicii din comuna doljeană Radovan își fac cruce în momentul în care sunt întrebați de fantoma din pădure. Bun, și povestea sună cam așa. Mi-a și spus un băiat care stă în zonă că, practic, acum în urmă cu vreo 60 de ani, o servitoare, sau mai bine zis o fată săracă, a venit în casa unei familii mai bogate, mai înstărite, ca și servitoare. Și această familie avea un copil răsfățat cu mulți bani, care se aștepta să aibă orice vrea. Și practic el s-a îndrăgostit de această servitoare, însă ea avea alte planuri pentru că ei îi plăcea de un băiat care studia cu ea la universitate, ceva de genul. Urma să se căsătorească cu el, însă din păcate fiul cel bogat a aflat și ca să se răzbune că nu l-a ales pe el, cu o seară înainte de nuntă a prins-o, a violat-o, a lăsat-o gravidă și până la urmă săraca a ajuns să se spânzure de o creangă chiar în această pădure, în pădurea Radovan. Și fix în spate pe drumul acesta unde și-a parcat o mașină. Sunt foarte, foarte multe accidente rutiere cu mașina, foarte mulți oameni mor aici, așa că fără să mai stăm la prea multe discuții, nu uitați să băgați un like, un comentariu și un share dacă vreți să mai mergem în cele mai bântuite locuri de prin România și hai să mergem, pentru că mie deja mi-e cam... Bă, mireasa asta avea, mă, permis? Ce? Mireasa asta avea permis de conducere, să știu și eu dacă mi-a mașina sau nu. Să sperăm că nu. Ca de obicei, intră prin noroi. Bă, să știi că arată destul de horror intrarea asta în pădure. Păi și noi cât o să mergem monștri prin pădure? Până dăm de mireasa, nu? Bine, ușor că e o mireasă aici. Până la urmă, ce poate să ne facă? Ușor cu bălțile, cu astea. Hai că ce a fost la râpa diavolului și ce e aici? Adevărat. E safe să pun piciorul aici? Voi vă dați seama să dăm de mireasă aia și să alergăm să cădem dracu pe aici? Ce faci, Drake? Eu tot așa merg. Bun, mă, pe unde fugim, ești nebun dacă dăm de aia. Bă, cum ar fi, mă, să vezi o silueta albă? Eu mă căsătoresc cu ea, mă. Da? Dacă mă văd cu ea. Păi da. Bă, facem noi mișto, dar cum ar fi să vedem o fată în alb? Cred că ne pișeam pe noi. Eu, ești nebun. Eu dau lute-o. Băi, uite-te și eu îmi pune aia pe unde intru. E mai murdar, frate. Mai dezordine aici, da. Dezordine? Sunt bă... Auzi, mă, ăsta s-a așteptat să vină în sufragerie. Băi, e dezordine rău aici, am pădurat. Cred că se poate observa pe fața mea că deja mi-am luat nasul de Rudolf. Fu, de... Hei? S-a auzit ceva. Ăștia sunt șacralii. Bă, taci. Bă, taci, serios. Bă, de ce n-avem arme? Ce s-a auzit, bă? Am uitat să vă specific. Moștri, de ce n-avem arme la în noi? În acest vlog nu avem nici macete, nici frei cu piper, nici telescopii, că nu avem nimic, pentru că n-am fost cu mașina. Bă, ce s-a auzit aici? Bă, eu mor de frică, haide să înaintăm, că s-a auzit și ce faci. Da, deci ca să reiau ideea, nu avem arme, nu avem absolut nimic astăzi la noi, pentru că le-am uitat în portbagajul mașinii mele și Teo nu prea are arme în mașină, nu înțeleg de ce. Oare de ce n-are Teo arme în mașină? Că Teo o să cam bate cu lumea, să omoară cu oamenii, da. Nu? Bă, e foarte nașpa, pentru că uitați-vă și voi cu ce îmi luminez eu fața cu telefonul. Nu mi-a ajuns încă lumina aia din America. Mi-am dat comandă pe Amazon de o lumină externă și nu vine, drag. Ce? A ajuns prin loc. Nu mi-a venit aia din America, gen, noi avem bani. Bă, n-avem GPS, voi vă dați seama că trebuie să reținem și noi cât de cât pe unde mergem. Eu sunt bâtă la orientare, așa că Teo... Se vede și luna. Din fericire nu e lună plină. Iac. Hai că am avut și șobolani. Am venit la nuntă. Fără șobolan, bă. Da. Doamne, ferește. Nu înțeleg cum avem noi norocul de fiecare dată când mergem să filmăm în pădure, plouă ca lumea cu o zi, două înainte și mergem prin molos, prin mocirlă. Oare că e toamnă? Nu cred.
A, nu. Ca să fim sinceri cu voi, puteam să filmăm în orice pădure de prin București și să vă mințim că am venit până la Craiova. Însă noi chiar suntem în pădurea Radovan, am venit până în Craiova să filmăm acest vlog și chiar sper că apreciați, pentru că până la urmă chiar ne riscăm așa puțin viețile aici cu mireasa aia. Băi, eu sunt cu adevărat speriat de locația asta, pentru că una e să citești niște mituri. Mamă, una e să citești niște mituri pe net scrise de copii și de alți adolescenți și alta e să te duci până într-un sat aproape de locația despre care vorbim și să știe oamenii de 40-50 de ani că e o mireasă care umblă pe aici și na. Eu de asta sunt speriat, adică dacă până și oamenii aia la 40-50 de ani știu de chestiile astea și ne-au mai zis că sunt și șacali pe aici. Băi, chiar sper că vă place seria asta, pentru că puteam face chestii mult mai confortabile în zona de confort duminică seara. Este duminică și noi ia uite ce facem. Până acum niciun semn de mireasă sau alte nebunii. Ce ziceți, dăm de ea în seara asta? Da. Da. Dăm, nu? Da. Dacă... Dăm în ea. Nu, mai bine nu. Ești necrofil, bă? Păi stai, mă! Păi e moartă, mă, păi stai un pic, prin Adan, ia se înțelege și altceva. Tu te gândești numai la prostii, dragul meu. Pleacă, mă. Ce zici, Drake? Cum e viața ta? Ce să zic, mi-e frică de șacali ăștia. Mamă. Bă, măcar un lucru e bun, să primi și partea bună. Aici nu sunt urși. Da, sunt șacali. Lasă-mă de șacal cu șacal, o te mai bas cu ursul, ce face? E foarte frig, adică deja cu locațiile astea devine destul de dificil, pentru că sunt minus 2 grade chiar acum. Bă, coi. Am stins lanterna o secundă. Nu știu că ai văzut ceva, că mă întorc, mă nu, la mașină. Bune, nu fac Caterinca acum, pune. Deci am stins lanterna o secundă. Marci, și am văzut ceva, o reflexie din partea aia, dar era cumva o reflexie albă, dar nu știu, foarte, foarte deschisă, așa durată, timp de da, o fracțiune de secundă. Am și o întrebare, această mireasă vorbește? Țipă, urlă, face ceva? Cred că mușcă. Bă, nu, pe bune. Pe bune. Bă, nu, chiar nu fac mișto acum. Jur că din partea aia am văzut o reflexie. Și are gen față sau e doar o siluetă? Eu vreau să da, știu detalii despre această. Bă, n-am văzut-o. Am văzut doar o reflexie albă. Hai să intrăm puțin. Intrăm puțin? Haide. Bă, mai bine hai să rămânem pe drumul ăsta, nu? Mai ales vreau că da. Aici. Bă, ne mai uităm și noi din spate, încă nu. Eu chiar nu fac Caterinca acum. Jur că am văzut ceva din partea aia. Da, hai să mergem la mișto, monștri. M-am jurat, jur pe mașină. Mamă, gata, hai asta să mergem pe mașina ta, juri. Ăsta e cel mai înalt nivel. Te-ai băși vere ce ai făcut, ce ai făcut malcu. Bă, iar vă băși. Bă, iar zăpeze, drache. Drache. Bă, bă, într-un fel e bine dacă te bești, că alungi fetele și alungi și miresele. Doamne. O vrea aia să se căsătorească, dacă miroase bășina asta s-a terminat, bine bun, să întoarce de unde a venit. Da. Să duce iar la craca aia, să mai spun zără o dată. Bă, e măcar, bine că n-am murit. Măcar nu mai stau cu grijă că sunt urși, mie de urși mi-a fost cel mai frică. Bă, și mie, sincer. Adică e mai ok, așa. Acum avem doar șacali, care și mirese moarte. 20 deodată, deci e... Faza proastă e să nu fie ele, adică dacă, prin absurd, am dat cumva de o mireasă, ar fi mult mai ok decât de niște ele. Bă, nu Ager, a, și nu te mai întoarce așa că mă cac pe mine, Montrei. Păi dacă am auzit ceva. Chiar am o întrebare pentru voi cei care stați în Craiova. V-ați aventurat cumva în pădurea Radovan și dacă da, ați văzut cumva ceva dubios? Ca o mireasă sau un șacal sau mai mulți? Eu am primit foarte multe mesaje de la voi în care mi-ați spus că treaba din pădurea Radovan chiar e reală și de-aia am și venit, pentru că na. Bă, ați observat că deodată s-a făcut mult mai frică, dar mult. Da, de când am ieșit din mașină am observat că e mai mult mai frică. Hai că a pornit omul meu stroboscop pe acolo în spate, că nu e deja destul de horror aici. Bă, nu mai simt mâna de fric, jur. Țin camera asta în mână cu ultimele puteri. E mai horror așa? Da, e. Mamă. Bă, e foarte frig, foarte, foarte, foarte frig. Băi, până acum niciun... Ce? Ce ai văzut? Pași, am auzit, n-am văzut nimic. Nu cred. Bă, eu zic că... Bă, acum fără glumă, gen, pe bune? Bă, stai. Bă, am auzit ceva. Ia stați un pic. Nu vreți să mă lăsați și pe mine mai în față? Nu. Stau eu aici. Shit. Băiatul cu camera are prioritate. Bă, știți cum mă simt? V-ați uitat când erați mici la Scooby-Doo de mergeau mereu într-o aventură de asta și fugeau de fantome. Deci e exact așa mă simt și... Trebuie să se întâmple și azi ceva să fugim. Tu cine ești din Scooby-Doo? Eu sunt Shaggy. Eu sunt Fred. Eram sigur, eu sunt Scooby-Doo. Da? Eu sunt Shaggy ăla, dar mănâncă semișurile alea atâta.
Noi suntem gașca misterilor, doar că fără fete. Și fără dubița aia. Dubița, da, dubița. Să știți că noi nu suntem gay, adică să nu vă faceți vreo părere sau ceva. Da, da, ca să se știe. Avem iubite, avem... Hai că nu m-am scufundat dacă e. Hai că omul meu, Dima, și-a luat iar galo și albi. Nu are bani nimic, că și-a stricat oricum. Da? Și nici nu am urdărit ca voi, ia uite. Da, nici eu. Păi eu știu cum să merg, bă, astea. Da, mă? Bă, nu mă lăsați așa în spate, bă! Bă, acum chiar s-auzi niște pași jur. Și nu erau ai mei și nici ai voștri. Coie, dar s-aud gen pași așa odată la... Da, dar nu s-ai noștri, ia stai. Bă, voi de vă dați seama că ăștia ne urmăresc în paralel, gen, până așteaptă să închidă lumile, probabil. Cine, mă? Șacal, lupi, câini, ce-or fi? Că s-aude ceva. Bă, dar nu, pe bune acum. Hai să-l întrec eu pe de... Bă, uite, fii atent, un alt articol spune că legenda miresei de la Radovan spune că Ileana ar fi suferit o altă dramă. Chiar în ziua anunții, când aceasta își aștepta alesul îmbrăcat în rochie de mireasă, mirele ar fi fost găsit mort, cu gâtul tăiat la marginea satului. Omorât, se pare, în urma unui conflict pe care acesta l-avea cu un alt bărbat din sat care pusese ochii pe Ileana. În urma primirii acestei vești, Ileana s-ar fi aruncat într-o fântână de la marginea pădurii și de atunci încă își așteaptă iubitul îmbrăcat în rochie de mireasă. Ileana o chema? Da. Tocmai acesta ar fi motivul pentru care majoritatea victimelor miresei sunt bărbați tineri și necăsătoriți. Oamenii din sat spun că dacă vezi cumva mireasa, nu trebuie niciun caz să oprești, ci să îți vezi de drum, având tot timpul privirea înainte. Noi n-am avut privirea înainte, ne-am intrat fix în pădurei. Bă, dar fântâna unde e? Că noi n-am dat de ea nici până acum aici. Bă, local Nicolae ne-a spus că ar trebui să fie fix acolo, la intrarea de la barieră, însă n-am găsit-o în partea stângă, așa că haide să mergem acum iar la intrare și să vedem, poate e prin dreapta, nu? Da. Hai. Până atunci, haideți să vă zic o poveste de groază. Ia zi. Deci, era odată o fată a cărui tată îi murise cu fix un an în urmă, știi? Da. Și s-a strâns toată familia la ea acasă să facă pomană. Se așează la masă, a venit toată lumea, știi? Și se aude un ciocănit la ușă. Eu am auzit ceva aici. Și eu. Hai, continuă. Continuă și mergi. Poate ascultă și ăștia aici. Băi, am auzit, nu vreau să zic ce am auzit. Ce ai auzit? Un murit mic așa. Iac, hai. Nu e bine. Păi nu mai zic nicio poveste, mă. Hai, zi bă, poveste. Așa, mă. Și ajungi toți la masă acolo, aud, bate cineva la ușă, știi? Da. Și se duce asta, deschide ușa, cine credeți că era? Taică-su. Asta rămâne mută, știi? Taică-su intră ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum nu ar fi fost dispărut un an de zile, gen mort, știți? Se așează la masă, începe să mănânce, nimeni nu zicea nimic, absolut nimeni. La un moment dat, asta, fiica lui, îl întreabă. Tată, dar ce s-a întâmplat? Cum de-ai venit până aici? Cum știe? Ăsta nu zice nimic, tot mănâncă. Mă. La un moment dat îl întreabă, auzi, tată, dar tu ai copite? Și atunci îi răspunde, zice, da. Auzi, tată, dar tu ai coadă? Da. Auzi, tată, dar tu ești dracu, da! Ce dracu? M-ați vrea și să cadă în spate, nu mă luz ăsta. Bă, să nu mă înjurați, da? E așa de fun. Bă, se uită oamenii la noi pe la 2-3 dimineața, îți dai seama că au sărit de pe scamp. Bă, să nu mă înjurați, eu doar am vrut să fac vlogul ăsta mai parte. Băgați un follow dacă v-ați speriat. Băi, acum ar trebui să o luăm partea aia sau? Hai mai bine să ne întoarcem, nu știu, unde e o fântână aia? Ia ziceți băieți, băgați un comentariu, ce ziceți să facem? Mergem încolo, încolo fim o fântână aia. Uite, zici că e un cap acolo. Ce? Zici că e un cap acolo, vezi? Bă, să nu fie bă niciun cap. Ce facem? Încolo? Sau încolo? Hai mă, încolo. Hai. Până acum totul ok aici în pădurea Radovan. Sper să rămân așa. Bă, într-un fel nu pot să zic, aș vrea să văd mireasa aia ca să știu că n-am venit până aici degeaba. Mă, e ce acolo? Opa. Opa, e un copac căzut și nu cred o că e... O barieră naturală. Eu zic să nu o trecem, că natura trebuie să ascultă natura. O trecem, mă, sau? Nu. O trecem, îți dai seama. O barieră naturală. O barieră naturală. Bă, nu ne mai uităm și noi stânga-dreapta? Așa ca idee? Chiar vezi să... Da, deci practic aici a căzut un copac. Intrăm în depășire? Nu știu dacă e cu subînțeles sau nu, însă ar... Hai mă, hai să sărim. Povestea se... Bă, ați observat cât de liniște s-a făcut dintr-o dată? Uai, păi ne-am... M-am speriat acum că chiar ai dreptate, gen. Bă, bă, dintr-o dată, fix după ce am trecut de copac, jur. Fix după... Nu se mai vede absolut nimic. Bă, zici că e liniște aia. Ecou! Tăte îmi pui... Bă, înainte de copac nu era așa ceva. Dar de unde e ecou? Nu mai trece nicio mașină.
Haideți să înaintăm. Înaintăm? Du-te, mă duc la mașină. Băi, vă zic sincer, fix după ce am trecut de copacul ăla, băi, nu se mai aude absolut nimic, nici măcar... Ba, da, acum se aude o mașină. Da, parcă doar sunt... în locul ăla nu se aude. Parcă suntem prea așa noi cu noi aici și nu se aude nimic, nu știu. Bă, haideți să înaintăm să vedem, că nu-i bine să stăm pe loc. Hai să vedem ce facem. Nu știu, ne-am afundat cam mult. Bă, e destul de nașpa, sincer. O întrebare foarte, foarte bună. Mai găsim mașina? Da. Da. Ești optimist, nu? Normal. Bă, mi-au degerat degetele de la picioare. Mam. Nu vine să cred unde am ajuns să fim noi. Bă, stau și mă gândesc acum. În februarie fac, cred că, 2 ani de când fac YouTube. Sau un an jumate, ceva de genul. Primul meu vlog a fost în mașină, stăteam, vorbeam și eu liniștit despre cum am luat permisul, făceam un story time și ia uitați unde am ajuns să filmez peste aproape 2 ani de YouTube. În pădurea Radovan, căutând mirese moarte spânzurate. Apreciați efortul. Mamă, cum m-am speriat de umbra mea, jur. Ia vedeți. Bă, voi vă dați seama că așa prin absurd, în caz că ni se întâmplă ceva aici în pădurea asta, nu ne mai găsește nici dracu, adică, na. Până la urmă suntem într-o pădure unde nu intră mai nimeni. Doar nebunii ca noi care n-au ce face. Iar am ales mult la copacul ăsta putrezit. Ia uite ce are omul pe ei. Băgați acum un comentariu și spuneți-ne care credeți voi că a fost cel mai horror vlog în care am filmat noi până acum. Dacă ar fi să fac eu un top, aș zice Hoia Baciu pe primul loc. Da, eu. Și pe locul 2 Râpa Diavolului, da. Ca și risc din cauza urșilor. Hai că am ajuns de unde am plecat. Până la urmă putem să mai intrăm doar pe aici, să sperăm că nu ne-a mințit local Nicola și dăm și noi de fântână aia. Mă simt ca în Slender, pe bune. Eu m-am jucat foarte mult Slender când eram mic și am rămas cu sechile după jocul ăla. Se vede o clădire acolo ceva, vedeți? Marș, cât de horror e. Intrăm, nu? Nu scopaci, mă, ia. Nu sunt. Da, hai că scopaci, al. Nu sunt. Pe aici? Da, hai că astăzi Dima este aventurierul șef. Bă, uite fântâna. Serios? Uite-o, bă! Mă simt ca într-o carte de asta, dar 12 ori marș, bata, nu credeam că o găsim, credeam că ne-a dat gher la omul ăla. Stai așa. Sunt prea mult filim pe aici. Bă, ma, hai că nici mi-a venit în ochi, dacă. Băi, frate, mă simt exact ca în The Ring. Ați văzut filmul? Bă, dar ce e capela asta aici? Opa. Uite ce copac crescut așa în toate părțile. Bă. Mă uit ce e înăuntru? Mamă, e astupat. A, bă, cred că aici e de fapt. Mai e o fântână aici. A, da? Deci asta era... Cred că asta e de fapt, că arată mult mai horror. Deci, practic, asta este fântâna unde se spune că s-a sinucis mireasa din Radovan sau că a fost ucisă cu sânge rece. Haideți să vedem ce e înăuntru. Da, tu vezi că spini sunt pe lângă asta, că nu sunt împădurești bine așa. Văd. Gen trandafir. Gen, ce? Într-un fel e păzit locul ăsta. Păzit, mamă. Păi uite cum e copacul ăsta crescut din fântână. Bă! Ce-i acolo, mă? Bă, ai grijă! Bă! Aveți grijă să nu cumva să... Mamă, cât de adânc e! Ia dați cu lumina acolo! Aduc eu, mă, să văd! E ceva acolo? Apă! Și cum ar fi să... Mamă! Să fie acolo mireasa? Bă, dar aveți că e o gaură acolo? Mamă, mă dă mai așa cam un sentiment foarte prost. Am un presentiment foarte prost aici, pe mâne. Da, hai să ne mai uităm și în spate, că poate ne împinge dracu cineva aici. Hai să ne dăm un pic mai spate, nu? Nu credeam că dăm de fântână, credeam că e doar un mit, pe bune. Adică dacă stăm să ne gândim acum, nu cred că scria nimeni despre o fântână degeaba dacă n-ar fi existat aici. Nu știu ce să zic. Băi, băieți, aici n-am găsit deocamdată nimic, doar două fântâni în care se presupune că ar fi murit mireasa, însă la doar 2 km de aici se mai află o parte de pădure ce ține tot de pădurea Radovan, însă nu prea avem cum să mergem acolo pe jos pentru că ar trebui să mergem efectiv pe stradă și nu avem cum, așa că ne întoarcem chiar acum la mașină și mergem să vedem dacă găsim acolo mireasa sau nu. Bun, băieți, deci noi acum am fost în prima parte a pădurii și acum urmează să coborâm și să mergem în cealaltă, după cum puteți vedea, îi scrie la fel tot pădurea Radovan. Ia zi, băieți, pregătiți pentru tău vlog? Mai pregătit ca niciodată. Mireasă Buster sunt, ești nebun, da. Ce vreți voi sunt? Chiar acum ne îndreptăm spre cealaltă parte a pădurii și ne aflăm chiar acum pe porțiunea aia de drum unde se întâmplă accidentele și unde se spune că mireasa ar sări în fața mașinilor. Să sperăm că nu ne se întâmplă și nouă, că nu cred că ar vrea Teuțu să dea o daună totală cu frumusețea asta de mașină. Păi numai că trec prin ea dacă e. Da? E da. Ok. Da.
ne îndreptăm spre locație și, după cum am zis, urmează să preia Teo conducerea. Își face primul vlog din cea mai șmecheră locație din Craiova, cea mai bântuită pădure de prin zonă. 6 hours later. Hai că doar ce a trenat și Teo partea lui de vlog. Acum mergem spre M-am casă. M-am bătut cu câinii, mâncava așa. O să vedeți lupta cu șacalii în vlogul lui Teo, pe care o să-l las jos în descriere. Noi chiar acum mergem spre casă, revenim cu un update la prima oprire. Bun, băi, sper că asta a fost și vlogul din pădurea Radovan. Din păcate, Drake ne-a părăsit pentru că ne-a cam înjurat că am întârziat acasă. Trebuia să ajungem mai devreme, însă am întârziat. Am întârziat cu vreo 2-3 ore și mâine se trăiește la 6 dimineața. Ne pare rău dacă se uită la acest vlog. Azi, da? Cam asta a fost și vlogul. Sper că v-a plăcut. Dacă nu uitați să pușiți butonul de like, băgați un comentariu și un share și nu uitați să le băgați un follow băieților pentru că au venit cu mine până în Craiova. Mulțumim, Teo, că și-a luat mașinuța, care acum este foarte, foarte jegoasă. Urmează să... Trebuie să mergem acum, că e jale. Urmează să o spălăm, că n-am mai spălat o săracu de o lună. Și nu uitați că dacă vreți să mai facem vloguri de genul, băgați chiar acum un comentariu cu locația și noi o să mergem. Nu uitați să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă deja. Și Teo urmează să posteze și el primul vlog cu continuarea de la ăsta, da. Da, să vedeți ce s-a întâmplat, deci o să vă pișați pe voi de rețea să ne mănânce șacalii. Nu uitați să ne dați un follow și pe TikTok. Lăsăm toate linkurile acolo jos în descriere. Și cam asta a fost și vlogul. Eu am fost Montreal, până data viitoare v-am pupat. Pa!